Vedem dacă merge, că m-am pus să stau pe datele mobile până când își revine. Da, nu își revine. M-am pus să stau, cum am zis, pe datele mobile. Nu cred că își mai revine. Ok, mi-a intrat comentariul lui. Bună, Adina! De fapt, bună dimineața, Adina! Ce se întâmplă cu tine că te văd mai slăbuță? Mă, ce aveți, mă? Acum că slăbesc, nu vă place? Dacă nu făceam nimic, iar nu vă plăcea, nu vă înțeleg. Oh, Amelia! Nu, faze că am schimbat telefonul. Am schimbat telefonul și stau pe datele mobile. Stați o leacă că vreau să fac ceva și nu știu dacă... Nu e vorba de o dietă urgentă de slăbit, e vorba de dieta keto. Asta o țin și văd că deocamdată pentru mine dă rezultate. Da, ziceam, ultima rochie arată așa, e lungă, e de vară. E de ăsta gen, cum se cheamă, materialul ăsta așa, nu materialul. În fine, a fost $3. De la $35 a fost $3. Așa că, Adina, dacă ai un Forever 21 pe lângă tine, să știi că foarte multe dintre hainele care sunt acolo, cel puțin cele care au o dungă roșie pe... preț, pe, da, pe preț și nu are lângă un adaus sau ceva de genul ăsta, sunt $3, așa că go for it. Ia, fetele, și du-te în căutare de comor. După, următoarea punguță, de acum avem numai second hand, nu mai am nimic nou, gata. I-am luat... Ne-am luat o ceșcuță lui Ștefana, deci cred că o să o nebunesc pe Ștefana cu chestii. Cu fluturaj. O ceșcuță, o cană, nu o ceșcuță. Mi s-a părut așa de cute culoarea asta și cu fluturajul ăla albastru. Și este de la Lennox. Butterfly Meadow se numește. E așa de cute. E așa de cute. Da. Să o pun împreună cu cealaltă a Ștefanei, să o pun în pachet. După, am mai cumpărat o chestie de asta pentru carduri și pentru buletin și pentru mărunțiș. A fost 99 de cenți și asta mai tot timpul am nevoie de ea. Mai ales dacă am o gentuță mică și nu vreau să iau un portofel mare, astea sunt super, super comode. După am luat o chestie pentru făcut poze. E din bambus sau ceva de genul ăsta. A fost 85 de cenți. 4 bucăți. 5 bucăți. Cred că am să-i trimit și lui... Tot am să întreb pe Elisa dacă vrea și ea una. Că... Ia să vedem. Se par super, super cute. Și mai ales dacă faci poze la skincare sau ceva de genul ăsta. Nu știu exact. Farfurioare, scrumiere, nu, scrumiere nu-i. Farfurioară, cred că. Mănânci tacos pe ea sau burrito în curte, că altfel nu-mi explic pentru ce sunt chestiile astea. Stau să deschid înapoi,
să văd comentariile voastre. Mie mi-e somn, normal că mi-e somn, dacă m-am trezit la 3 dimineața. Nu cred că la Giuluri erau reducere. Bună, Vlad. Puțin, da, Gabi. După, am găsit o lumânare de la Yankee Candle. Yankee Candle și este Roses and Ivy. Mamă, dar cum miroase, deci n-a fost folosită niciodată. Deci duce foarte, foarte, foarte mult cu lumânarea de la celor de la Bath & Body Works cu trandafiri și asta a costat $1.49. Ia să mirosim și noi. N-am mai și ție, mă. Ai mirisit-o? Ce bine miroase. Miroase bine, crede-mă pe cuvânt, că nu te mint. După am mai luat o chestie tot la fel pentru poze, a fost 58 de cenți. Și arată așa. Adevărat. Bună, Loredana. După aia mi-a plăcut astea pentru sosuri sau ceva de genul ăsta. Bine că e tot la fel pentru poze, aș vrea să le folosesc. Și sunt de la Pierre Import, sunt făcute în China, dar au fost $1.49, 50 de cenți bucata. Am zis că mi se pare așa de drăguț și hai că te iau. Că mai tot timpul am sosuri sau ceva de genul ăsta și am nevoie de astea mici, așa, mici, mici, mici. Nu, Gabriel, nu mi-a mai luat, cum să mai iau? Am terminat pachetul și gata, nu mă mai reapuc. După am cumpărat două farfurii, una arată așa, e făcută Harmony House. A fost 85 de cenți de la făcută în Japonia. Mi-a plăcut asta cu golden-ul și asta a fost 78 de cenți. Și mi s-a părut super super cute amândouă. Știți că eu am o boală la farfurii. Dacă mama are la ceșcuțe, eu am la farfurii și la chestii de astea pentru mărunțișul, știi? Da. Ca să le pun frumos jos. Următoarea pungă. Pun una, iau alta. Ah, am găsit un porfard. Doamne, cât îmi place porfardul ăsta. Eu așa pot să-l iau și în România când mă duc. A fost nou cu etichetă și prețul lui a fost de $1.50. De fapt, a fost de $3, dar a fost la 50% reducere și el arată așa. Pur și simplu de așa. Temne cât mi-a plăcut. Dam șarpili! Da, mi-a plăcut la nebunie. Să fie și comod. Cască, eu sunt căscată de obicei. După, încă un portofel pentru atunci când ies și așa vine înăuntru. Și așa când îl închizi. A fost $1.49, este de la Adrian Vittadini și mi s-a părut super cute. După un porfar de la Benefit și arată așa. Ăsta a fost 79 de cenți. O grămadă de bani. Da, bă, Gabriel, tot e goale, n-am găsit și eu unul plin. Ce să-i fac? După un fel de portofel, cred că portofelul e și ăsta, a fost $1.50, este de la Betsy Johnson și îmi place la nebunie. Da, OMG. OMG. Super cute. Știți că au o problemă? Că cele de la Betsy Johnson
După am găsit o geantă, arată așa. Și așa în interior. Și are și lanțul ăsta. Draga mea Elena, deci în italiană este o vorbă, mi-ai rotto il cazzo. Știi ce înseamnă chestia asta? Că mi-ai rupt tăticelea. Mă plictisești maxim. Deci dacă eu ți-am zis că nu, ți-o zis și lumea că nu, îți zic că nu mă interesează, tu tot mănânci cataiurea, îmi pare rău, dar pa. Și nu mai pot, frate, ți-a dat. Bianca a fost drăguță și te-a scos câteva secunde, dar tu continui. Nu se poate. Asta a fost 79 de cenți. Și mi se pare super, super cute. 79 de cenți. Și e făcută în Nippon, Nippon fiind Japonia. Nu știu dacă mai e Ștefana cu noi. Cu Nipponul. Aici sunt trei farfurioare pentru oase, cum s-ar zice, și arată așa. Sunt trei la fel. Sunt făcute în... Unde sunt făcute? Stoke, England. Colonial Pottery, Stoke, England. Și sunt trei bucăți. Ar trebui să le scot din ziar. Să vezi ce neagră mă face pe degete de la ziare. Deci, trei farfurioare de-astea. Se par super, super cute. Și lumea mai plac farfuriile astea. După am cumpărat un pahar, a fost un dolar de la nu știu. Bună Iordana, dar mi s-a părut super cute. Eu paharul ăsta l-am luat pentru poze, nu l-am luat pentru a-l folosi. Mi s-a părut interesant, dar cine știe, poate am să-l și folosesc. Dar mi-a plăcut modelul ăsta și de obicei când găsesc așa pare mai speciale, adică ca să vedeți ce fac eu cu paharele, adică țin tot felul de chestii în ele. Da, le cumpăr, mai ales dacă sunt ieftinele. Și am mai luat o farfurioară / scrumieră, nici nu-mi dau seama exact ce e asta, dacă e scrumieră sau dacă e pentru bijuterii sau... A fost făcută în Kronach, Bavaria, deci în Germania este făcută și e super cute. Bine că nu e Ștefana să vadă fluturași. Oricum nu ți-o dădeam. Dar ai făcut cumpărături, nu glumă. Iordana, cumpărăturile din spate sunt produse pe care trebuie să le trimit în România. Și deocamdată n-am unde să le pun decât în spatele meu. Dar o să scap și eu de ele și am să le trimit acasă odată. Odată și odată. Cum ai jucat atât de multe lucruri în Bavaria, în America? Dar câte live-uri sunt? Sunt două, Florin, pentru că a căzut netul. Mai au spațiu. Cine să aibă spațiu? Că cele pe care le trimit acasă nu le trimit lor, le trimit, sunt produsele care s-au vândut. Că am făcut o vânzare în România și astea sunt acolo. O chestie super drăguță pentru mărunții și bijuterii, chestii triste, pare chestii. M-a costat $2, este asta. Mă pace. V-am arătat-o. Nu vi l-am arătat, nu? Nu.
Mă uitam acum înăuntru, știu că am arătat cuiva, dar cred că am arătat pe Discord, nu am arătat aici pe YouTube. Și îmi place foarte mult că are capac. De obicei știți prea bine că nu prea le găsesc, nu prea le găsesc cu capac. După încă o chestie pe care am luat-o pentru poze, dar ar putea fi folosită lejer și pentru decorare, decorat în cameră, pentru că e super fancy-pancy. Arată așa, este făcută, nu știu din ce material, de gips, de habar n-am. Și mi se pare super, super cute. Ia, mi-am luat-o pentru poze, că am să pun așa și deasupra o să pun poze și o să fac poze. Ok, următoarea sacoșă. Asta e cam goală. E doar un singur produs. Știți că eu tot am cumpărat flori. Dar ce mi-am dat seama e că eu nu am, nu flori, nu am fructe. Așa că... Lol, Bia. Am găsit o sacoșă plină cu fructe, cu portocale, cu pomegranat, cu mere, cu piersici. Ce fain sunt piersicile. Cu lămâie, cu pară, așa că da, le-am luat pentru că mai sunt poze în care poți pune fructele și să arate super, super cute. Și da, Jose a zis că da, de ce nu iei fructele din busfragerie, din bucătărie și să le folosești în poze? Mi-ai făcut poftă să mă duc să spăl o piersică, fugi! Dai una lui Jose, păcălește, mamă, cum ar fi? Cum ar fi că mă bate Jose? Mă, nu mai știu dacă v-am arătat sacoșa asta, dar nu cred că v-am arătat-o. Cred că am arătat-o pe Discord, dar n-am arătat-o la cameră. Am găsit un porfard mic. Este de la Anastasia Beverly Hills. Deci, mega, extra, ador. Ce parfumuri? Unde să aibă parfumuri? Am găsit și un parfum. Dar e pe terminatele, adică nu e nou sau ceva de genul. După, am găsit o farfurioară super drăguță. Nu mai știu, frate, dacă v-am arătat-o sau nu. Sacoșa asta chiar sigur nu mai țin minte. Dar nu cred că v-am arătat. După am găsit un set de farfurii, era așa tot ăsta, a fost $1. Și uitați-vă cum arată. Dacă le vede mama, rămân fără ele. Dar nu le vede mama. Dar știi care e faza, Gabriel? Că dacă găsesc de obicei parfumul pentru bărbați, mi-e greu să-l vând. Adică, na, mi-e greu să le vând. După am găsit, mi-am luat o bluziță. E o bluză de asta care se poartă cu colanți, că e lungă, peste fund. Și îmi place materialul, că e foarte, foarte, foarte molcuț. Simply Emma, făcută în Vietnam. Nu știu de ce îmi pare cunoscută Simply Emma asta, oare e de Target? Sau de Sears, nu mai știu care era. După am găsit o rochie. Bă, frate, dar ce rochie? Măre Gigi, dacă nu... Deci, rochia e așa, plasă de țânțari și jos are așa. Deci, da, nu știu ce fel de rochie e și cum am să o port, dar s-a părut interesantă.
și a fost 2 dolari. Asta e nopțile cu stele, nu? E posibil. După am găsit o chestie pentru sosuri, cred că e asta. Arată așa. Cred că pentru sosuri. Astea sunt niște papicioaie pentru nepotul meu. Încă nu le-am arătat, dar nici nu le mai arăt, le pun direct în pachet. După am găsit o inimioară, a fost 58 de cenți. Pentru mărunțiș. Deci, chestia asta mi se pare ciudată. Era una în butic, la preț de 128 de dolari. Și asta la 3 dolari. Mă, am luat-o pe aia din butic, care o aveau eu la 128 de dolari, și am comparat să văd ce are aia diferit față de asta. Beanie Baby-ul ăsta e făcut în memoria prințesei Diana, așa se și numește, Princess. E făcut în 1997 și n-am văzut nicio diferență și tipa de acolo a zis că cine știe, poate le-au scăpat Beanie Baby-ul ăsta și nu și-au dat seama că l-au pus la 3 dolari, ci trebuia pus la 128. O să-l pun, eu mai am unul în garaj, exact la fel, tot nu știu care e diferența, de ce unii costă 120 și unii costă 5 dolari sau ceva de genul ăsta. O să-l caut și o să văd exact ce și cum stă treaba. După am găsit o chestie făcută made in Italy. Este o tăviță și arată așa, e făcută din lemn, cred, plastic, lemn, nu știu ce e asta. Zice hand painted in Italy, dar nu-mi dau seama exact ce pana mea e. Început așa să facă lemnul să arate ca plasticul și plasticul ca lemnul. Deci e o tavă. E o tavă și gata. Stai că iară am făcut rost de pungi. Asta e bine că săptămâna trecută când am început să pun produsele care s-au vândut în pungi, cu adresele fiecăruia, n-aveam pungi. După, mai avem o sacoșă. N-am luat o gentuță, geanta lui bunica, și arată așa. Mi-a plăcut foarte mult chestia asta de pe mijloc de acolo. Trebuie puțin ștearsă că e cam prăfuită, dar e geanta lui bunica. Nici n-am genți, mai ales de lui bunica. Deci eu am umplut patul și eu vreau să mă culc cu aia. Wish me luck! Asta e o sticlă de la Nest Fragrance, a fost 50 de cenți, vreau să pun, știți că am eu o chestie în care se pun bețe și miroase frumos, asta vreau să pun și în, și în sticla asta, și na, la 50 de cenți a fost ok, te iau. După am făcut niște deal-uri, dar m-am cam dat-o în bară și am plătit mai mult decât trebuia, pentru că socotisem eu greșit. Deci pe tot ce vă arăt acum, am plătit, stați așa, deci 12 cu 7, 19 și mi-au dat înapoi 11 dolari. Deci am plătit 11 dolari pe un ruj de la Almei. Aici am greșit, nu trebuia să iau rujul ăsta. Rujul ăsta a fost 11 dolari el, dar în fine, nu trebuia să-l iau. M-am cam dus în eroare cu calculul. Panorama asta de ruj, de fapt e un luciu, nici măcar ruj.
După am luat chestiile astea care se pun pe telefon, la spatele telefonului. Jucării pentru copii. Și am luat două rimeluri de la Almei. Și faza e că cupoanele pe care le-am folosit au fost de la prietena mea și a zis, fată, fă tu deal-ul și mie îmi dai două rimeluri, adică două ți oprești tu, două mi le dai mie. Și am zis că, fată, că nu-mi trebuie două. Stai, dacă că acum, uite, acum vorbeam de ea. Și mi-a dat mesaj. Și am cumpărat și două rimeluri de la Maybelline. Nu le-am încercat niciodată și ei am zis că, fată, eu o să-mi opresc numai unul, ăsta, unul dintre ele, pentru că vreau să văd cum e rimelul ăsta și celelalte două rimeluri și cu ăsta ți-l trimit, ție. Am mai folosit cineva rimelul ăsta? Îmi zice și mie dacă e bun. Se numește Total Temptation de la Maybelline. Nu prea vorbiți, nu? Nu vă place să vorbiți. Mă lăsați pe mine să vorbesc singuric aici, a? Ok. După, am găsit o chestie super interesantă. Mai din China, sigur. Dar arată așa. Uitați, uite. Deci, pe bune, copil, frate, copil sunt. Nici drăguță. Este o oglindă. Pentru cine nu știa, e doar o oglindă. Dar mi s-a părut așa de cute cu tipa asta. După mi-a luat o telecomandă. Dar nu știu dacă e mai din China, Gabi, că nu scrie unde e făcută. Mi-a luat o telecomandă că nu mai merge telecomanda mea la... asta e Amazon. Sper să meargă. Nu știu, sigur. La televizor pentru Hulu și Netflix și chestii de astea. Și mi-au făcut o grămadă de nervi una, că era un set, oglindă, pieptăn și perie de alea vintage și una a luat oglinda, frate, și a lăsat peria și pieptănul în urmă. De ce dracu ai mai lăsat-o? De ce nu le-ai luat pe tăte? Nu înțeleg. Pieptănul arată așa, e made in USA, e un pieptăn vintage. Nu știu exact anul în care sunt făcute, dar e made in USA, așa că se știe că e vintage. Când am văzut în ce condiții îi, am zis că merge să-l iau, mai ales pentru poze, e super bun și trebuia să o iau cu peria, nu? Peria arată așa, la fel super, super curată. Bine, are câteva fire că l-am folosit-o eu, să văd cum își peptănau fetele părul, deci îmi place maxim. Iar pe spate arată așa. Ia uite-o. Te-a cutia de-a dragucio. Și a fost $8.99, dar a fost la jumătate de preț, așa că am plătit doar $4.50 pe ea. Asta e piele. Asta e perie, da, de boieroaică. Tot îmi zicea Dana Barosana. Eu-s. Nu știu unde s-o pun acum. După, tot la Second, de asta îmi plac mie Second Hand-urile din America, găsești foarte multe lucruri noi. Am găsit la $2.99 două Bath Bomb-uri, vreau să zic, nu-s folosite noi, și o mască de față de la Yes, Yes So, Yes Too.
și am plătit $1.50, deci 50 de cenți pe bucată. După stăm tot la beat bamburi, am găsit un set, a fost dat cadou, cred că la cineva, a fost $4, dar culoarea asta a fost la jumătate de preț, așa că am plătit doar $2 pe acest set. Mai ales că am rămas fără beat bamburi, că pe ale mele le-am pus ba la vânzare, ba le-am luat cu mine în Vegas. Și n-am terminat, mai avem un pic. Astea sunt de pus în baie, în cadă, un fel de săpun care se topește, ceva de genul ăsta, dar eu am luat-o pentru poze, că mi s-a părut super cute. Florin, nu știu dacă mai ești, am găsit un parfum, e super ieftin aici, dar știu că lui soacră mi-i place. Este vorba de Jovah Mask for Woman, așa că i-l-am luat ei, a fost la jumătate de preț, am presa că am dat $3 evening edition. Am dat $3.50 e $3.50 pe el. Și e plin parfumul, adică al lui bunică mea era, să zic, lui soacră mea îi plac parfumurile astea de bunică. După tot ceva nou și expiră în 2022. Este vorba despre o 5 măști, a fost $5.99, dar culoarea asta a fost la jumătate de preț. Și e făcut cu perle negre, ceva de genul ăsta, și îmi place că e sigilată, adică totul e sigilat și după cum vedeți expiră în 2022. $3 pe un set de măști, Tot beat bamburi, ține la beat bamburi, la Ulta am găsit aceste 2, 4, 6 beat bamburi. Două de cupcake, buttercream cupcake, două de strawberry cupcake și două de raspberry cupcake. A fost $5.99 la jumătate de preț, deci $3 și în mod normal se vând cu $15. Prefer $3 decât $15. Stăm tot la beat bamburi, asta au fost 40 de cenți bucata. M-am zis că am rămas fără beat bamburi, că tot le-am vândut la vânzare sau la Vegas când am fost. Mi-am luat foarte multe atunci. Aproape toate pe care le-am avut, le-am luat cu mine în Vegas. După am găsit o chestie de asta, era în condiție foarte bună, așa că am luat-o. În $1.49 minus 20%. Eu am pe roz deschis, roz închis, dar nu aveam pe mauve. OMG! Sunt bentițe de astea pe care le porți pe cap. Firma se numește Double Dare, de unde puteți cumpăra astea. Am avut și la vânzare, bine, mai am, dar o să le iau cu mine când va fi să vin în România. Și da, mi se par super, super, super tari. Și un dolar și un pic merge. După mi-am luat un portofel, ai și tu unul pe negru, așa este, bine că tot vine în cutie, nu știu dacă am vreo cutie prin spate să vadă, uite alea de acolo de jos, nu, unde, acolo, jos, 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 sunt niște cutii. Mi-am luat o chestie pentru cupoane, aici o să pun cupoanele când merg la cumpărături și mi s-a părut super cute și a fost doar un dolar. Ai zice că e de poze, dar nu e de poze pentru că e mare pentru poze. Și următorul parfum pe care l-am găsit, dar e aproape terminat, dar mie îmi plac sticlele, că mai am vreo 3 fete sau 4, nu mai știu exact câte fete. Sunt cele de la, am uitat cum se numește, Gwen Stefani. Și arată așa, nu e foarte mult parfum în el, dar a fost doar 80 de cenți, deci îs ok cu prețul ăsta. Chiar dacă mă voi da de 3-4 ori cu el, mai mult l-am luat pentru sticlă. Când m-am intrat în magazin și m-am uitat la parfumuri, direct pe sticlă am pus mâna. 80 de cenți, go for it. Nu se mai fabrică, știu, și îmi place așa de mult cu miroase. Me gusta mucho, mucho. Ok.
Și ultimele trei piese de rezistență este o geantă de la Guess. Arată așa în interior. Deci, ca nouă. Și așa în exterior. Doamne, cât mi-place, Doamne, cât mi-place geanta și nu e roasă, nu e nimica. Și m-a costat $3.99 minus a 20%. Șarpili, mă! Vini șarpili. Vini șarpili și vă mănâncă. Prea faină. Prea faină. Eu nu știu dacă mai e cineva pe aici, vorbesc singură sau numai eu cu Gabriel. Vorbim și purtăm o conversație. Și ultimile, ai mare grijă cu șarpili. Și ultimele două produse sunt două broșe. Una arată așa, asta a fost $2.99 minus 20%. Super cute. Mai am ceva parcă așa cu lanț, dar nu așa. Ceva de genul, dar nu așa. Deci, bună. Ce arată așa. Și ultima piesă de rezistență și preferata mea. Asta a fost la fel $2.99 și arată așa. În interior are mini perluțe și chestia asta e roz cu gold. Ce poate fi mai frumos, mai ales pentru mine. Că mie îmi plac chestiile astea la nebunie. Da, ăsta a fost live-ul de astăzi. Îmi doare gura. Am vorbit cam mult, știu, recunosc. Când mă apuc, frate, uit să mai pun și frână, să mai zic, gata, gata, fata mea, mai tași din gură, nu. Turui, până când nu mai pot. Aoleu, unde fugi, pă, unde fug? Trebuie să fug să le aranjez. Și, eventual, dragă Gabi, tu poți să mai vii și pe Discord, că nu te mănâncă nimeni. Uitați să mai pun din lucruri. Pe aici, pe acolo, să mai fac un pic de spațiu. Ce mai e? Bat bambule. Cred că cam atât aici. Așa că acolo. Nu mi-am schimbat telefonul, încă urmează. Ok. Ăsta a fost live-ul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi lăsați un like. Ah, am o oră și 40 de minute. Lejer. Hai că a fost bine. Da, vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine și nu uita. Alege să fii fericit, ok? Și sper să ne vedem cu bine data viitoare. Iar restul ne vedem pe Discord. Vă pup! Pa!